Cutremurele din județul Gorj au schimbat structura anului școlar. Din cauza problemelor apărute la multe din școlile și grădinițele din teritoriu, cursurile au fost sistate în această săptămână, fiind înlocuite de programul Școala Altfel. Deși în cursul unui an elevii au prevăzută și săptămâna verde, ce presupune activități în afara sălilor de clasă, metodologia nu permitea ca acest program să se deruleze în continuarea primului. Ieri, ministrul educației a dat un ordin prin care cele două pot fi unite, ceea ce permite elevilor să mai stea o săptămână departe de școli, dat fiind faptul că nu toate unitățile au putut fi expertizate până acum după cutremurele produse. Vorbim de o modificare în ceea ce privește derularea programelor naționale Școala Altfel, respectiv Săptămâna Verde. Până zilele trecute era o prevedere într-un ordin de ministru care spunea că nu se pot derula în același interval de cursuri, respectiv modul de învățare. Ei bine, discutăm acum de o modificare, de un ordin de ministru care modifică acel ordin de ministru inițial privind derularea acestor programe. Mai nou, prin prisma acestui nou act ministerial, pot fi derulate cele două programe naționale, Școala Altfel, respectiv Săptămâna Verde, în interiorul aceluiași modul, aceleiași structuri de cursuri. Practic, dacă ne raportăm la ceea ce se întâmplă acum în Gorj, da, ele pot fi derulate unul după celălalt. În cursul zilei de mâine urmează a fi luate decizii pentru săptămâna viitoare. Consiliile de administrație ale școlilor din județ vor hotărî dacă se va intra în săptămâna verde sau se vor relua cursurile în clase, acolo unde situația o permite. Vom vedea cum va evolua situația, însă este cer că la solicitarea inspectoratelor școlare și județene din indiferent ce parte a țării, cu aprobarea ministerului, da, ele pot fi legate, derulate unul după celălalt, conform acestui nou act ordin de ministru. Pe acest final de săptămână se analizează situația, pentru că nu vorbim de o singură școală, vorbim de foarte multe școli la nivelul județului Gorj. În funcție și de dinamica evenimentelor se vor lua cele mai bune măsuri, pentru că nimeni nu își dorește ca la revenirea copiilor și cadrelor didactice în școală, ia să se producă, nu știu, cu temeri sau cu mai știu ce astfel de sentimente negative. Guvernul a alocat ieri sume pentru reabilitarea urgentă a 13 unități de învățământ din 6 localități din județul Gorj afectate de cutremure.